Ape de odihnă. Stațiunile balneare sunt asociate cu efectul binefăcător al proprietății apelor minerale. Oamenii se duc acolo ca să-și îngrijească sănătatea și să recupereze din pierderile provocate sănătății de muncă, frig sau boli. Ce prețioasă e apa și ce multe putem învăța de la ea. În Psalmul 23 găsim o frumoasă metaforă inspirată din viața de cioban la oi în clima aridă a Israelului. Regele David a îngrijit în tinerețe oile tatălui său și acum, privind la relația sa cu Dumnezeu, mărturisește: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. David nu consideră că ar fi sub demnitatea lui să se compare cu o oaie din turma marelui păstor, Dumnezeu, chiar dacă este rege. Și regii au pretenția uneori că sunt ei înșiși zei. Cântarea lui David este plină de învățăminte pentru noi, cei ce trăim în democrație, într-o vreme în care e la modă să fii propriul zeu. Așadar, ce învățăm de la David în Psalmul 23? Ce ar putea să însemne pentru orășeni relația dintre un păstor și oaie? În primul rând, exprimă dependența noastră de Dumnezeu ca oaia de păstor. Într-adevăr, simpla existență a oii este o dovadă că teoria evoluționistă a selecției naturale, a supraviețuirii celui mai tare sau mai bine adaptat, este eronată. Cum a putut supraviețui oaia nătângă, fără ghiare ascuțite, fără colți fioroși, fără aptitudini ucigașe, fără venin, între atâția prădători mai bine înzestrați și carnivori? Cum s-a hrănit ea în iernile lungi, când zăpada acoperea pământul luni de zile? Singura explicație este că oaia depinde de păstor. E păzită, îngrijită, condusă spre pășunile mănoase și adăpată din ape de odihnă. Altfel ar pieri. Oaia care contestă competența păstorului sau dreptul acestuia de lider se depărtează de turmă, se rătăcește, devine vulnerabilă, devine victimă sigură. La fel este și omul în raport cu Dumnezeu. Alienat de Dumnezeu prin mândrie, a preferat să privească în oglindă decât să privească slava lui Dumnezeu și s-a rătăcit ca oaia. Pentru o astfel de oaie rătăcită, marele păstor al oilor, Iisus Hristos, a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. El nu este un capitalist pentru care oaia este doar un simplu mijloc de producție de care te poți debarasa fără regret, ci un păstor, păstorul cel bun, care are o relație nu contractuală, ci organică cu turma, cu fiecare oaie. El e în stare să-și asume riscuri, să cheltuiască din resursele proprii, să se sacrifice pe sine pentru oi, pentru fiecare oaie. Pe cea rebelă, rătăcită, o caută, o strigă pe nume și când o găsește, o pune pe umăr, o aduce în turmă și de bucurie face un ospăț. Când păcătosul se întoarce la Dumnezeu, răspunzând chemării lui Dumnezeu, și acest post de televiziune poartă chemarea lui către tine. Și dacă auzi glasul lui și unești chemarea lui cu chemarea ta, vei produce o bucurie așa de mare încât ecoul ei ajunge până în cer. Fiecare oaie din turmă, respectiv fiecare creștin din trupul lui Hristos, biserica, este în relație directă cu păstorul. El îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Le cunoaște nevoile, dorințele, slăbiciunile și de aceea se îngrijește de fiecare personalizat. Regim distinct pentru miei, pentru oițe și respectiv pentru oi. Cine știe, dragul meu telespectator, poate acest mesaj răspunde unei nevoi specifice actuale prin care treci chiar acum. David recunoaște că Domnul, păstorul său,
îl paște în pășuni verzi, adică proaspete, relevante și adecvate, ce asigură un meniu echilibrat și sănătos. În providența lui, el știe să-și călăuzească turma diversă, printre spini și cucute, printre uscături, printre atâtea surse înșelătoare de hrană artificială, picantă, dar toxică, spre adevăratele pășuni verzi, spre hrana bio, fără coloranți, fără aditivi, fără potențator de gust. Sufletul nostru tânjește după hrana spirituală sfântă, aducătoare de viață și bucurie, ce se găsește în orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Oare ce-o fi vrut să spună împăratul David despre aceste ape odihnitoare? Ne interesează orice informație despre tehnici de relaxare, despre produse antistres sau tratamente balneoclimaterice. Suntem doritori de pace. De câte ori n-auzim expresia "Lasă-mă în pace!" spusă nu de cineva în pericol să-și piardă pacea, ci dimpotrivă de cineva care și-a pierdut-o. Persoana care cere să fie lăsată în pace este de fapt în nervi, în anxietate, în tulburare și parcă preferă să fie lăsată în această stare. Ar fi oare posibil să lași pe cineva în pace când trece printr-o criză? Cum? În ce condiții? În Psalmul 23, David mărturisește că oaza de pace, apa odihnitoare, nu o găsești întâmplător. Nu o găsești singur, neasistat, ci trebuie să fii dus acolo. E un drum de parcurs în tandem împreună cu pastorul. Iisus Hristos se adresează astăzi tuturor celor tulburați, îngrijorați, trudiți și împovărați, stresați și le spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Evanghelia după Matei, capitolul 11. Oamenii ajung să semneze acorduri de pace în urma unor negocieri și compromisuri, dar pacea convențională este aparentă și volatilă. Și cum altfel ar putea fi din moment ce omul însuși este instabil? De aceea, pacea adevărată trebuie să vină din afara omului. Dumnezeu a prevăzut această resursă pentru sufletul însetat, tulburat de îngrijorări sau rănit de cei iubiți. David, psalmistul, a numit această sursă apă de odihnă. Nu e vorba de lichidul acesta incolor, indispensabil vieții de altfel, ci e vorba despre o sursă spirituală pentru o nevoie spirituală. Așa cum anunța profetul Isaia, Hristos avea să fie Domnul păcii, cel ce dispune de pace și o dă în mod suveran. El zice: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Conceptul de odihnă a sufletului datează încă din vremea creației. Dumnezeu s-a odihnit după terminarea creației și a sfințit o zi din șapte ca zi de odihnă a trupului și sufletului. A creat un timp de meditație, de autoanaliză și igienă spirituală. Un timp de relegare a sufletului nostru cu sursa eternă de pace, odihnă și mângâiere. Știa Dumnezeu cât de mare e uzura în prezența răului și cât de mare e nevoia noastră după odihnă. De aceea, prin icoane de vorbire a anticipat prin mesagerii săi profeți sau psalmiști venirea în lume a unei surse inepuizabile de odihnă și vindecare a sufletului. Cel ce a pus capăt fricii și neliniștii sufletului este Domnul Iisus Hristos. El a luat asupra lui pedeapsa
care până nu s-a aplicat, ne împiedica accesul la pacea lui Dumnezeu și intrarea în odihna Lui. Acum această piedică a fost înlăturată prin zdrobirea lui Hristos pe cruce. Așa că Duhul dădător de viață a fost slobozit printre oameni. El a ridiculizat moartea, stresul suprem al oamenilor, înviindu-L pe Hristos dintre cei morți și s-a revărsat peste oameni ca o apă de odihnă accesibilă tuturor. Apa odihnitoare, liniștitoare, este o metaforă a prezenței de Spirit. Duhul Sfânt este numit de Hristos Mângâietorul, Apărătorul, Sfetnicul, Călăuzitorul, adică exact ceea ce ne trebuie în vreme de criză. Cura pentru suflet, apa de odihnă, este influența Duhului Sfânt, prezența de Spirit. Ea împrospătează, curăță, fertilizează, tratează cu gingășie. Influența ei nu e picantă, nu stârnește, nu excită, nu e ostentativă, ci liniștitoare. Apa de odihnă trebuie băută individual, trebuie accesată personal. Nu toți beneficiază de ea, doar cei ce încetinesc din iureșul acestui secol a vitezei, pentru a se sincroniza cu ritmul păstorului cel bun, smerit și blând. Doar în pas cu el îi poți auzi glasul ce liniștește, dă certitudine și mângâiere. Deci, băutul este un proces de învățare, de identificare a noastră cu sursa de odihnă, adică Hristos. Dar pentru cei din jurul nostru, lipsiți de odihnă, există vreo speranță? Cum i-am putea lăsa pe oameni în pace? Apostolul Pavel, misionarul persecutat de cei din neamul lui, urmărit de autorități ca un destabilizator al ordinii sociale, trădat de prieteni, încercat prin tot felul de lipsuri materiale și suferințe, pe scurt, un om rănit și de multe ori singur, ne spune secretul său. Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Scrisoarea către Corinteni, capitolul 1. Cum îi poți lăsa pe oameni în pace? Cum poți fi o sursă de mângâiere pentru ceilalți? Adăpându-te tu însuți din apa de odihnă, primind în inima ta mângâierea cerească, prezența de Spirit, ca apoi să o poți împărtăși altora.